Gara Astral, prima parte. Anul 2464, orașul Bătă 1, Bălți, strada Dzerjinskog. Un narcoman stă rezămat de autobuzul Bălți Orhei Saturn Andromeda. Apare șoferul cu două șprițuri în mână și urlă în autobuz. Care mi-ai reu la butcă lui? Un călător se apropie de șofer și îl întreabă. La Orhei? Da. Doar în trei culise, a spus și-a întins mâna. Șoferul a scos din pantaloni murdar de ulei un jgut, uzat și murdar de sânge și o bucată de vată murdară. După și procedura s-a încheiat, șoferul a urcat în autobuz, a scos o sticlă cu vodka ruscă e belțcaia și a tras vreo 7 înghițituri, sperând că vodka îl va snimi din teredoză de șârcă. Șoferul închide ușile, scapă pe volan o bărătură scurtă și pornește autobuzul. Peste 2 secunde lovește o femeie care cade cu capul de bordură. Șoferul frânează brusc, alb la față, mai scapă o bărătură scurtă pe indicatoarele de viteză și spune: Nicuia se vești prăgon. Femeia lovită se ridică încet într-un cot, întoarce capul în jos și începe să verse crepleacă cu sânge. Apoi se șterge la gură, zâmbește și spune: Bă, ce pierdos, pizdeți-mă! Șoferul a înțepenit și a căzut pe izmenă. A stat așa vreo 10 minute, până când o bătrânică cu două cutii cu puișori morți de căldură. De undeva din spate, din spatele autobuzului, s-a apropiat de el și i-a întins o sticluță veche de la vitamine. Vitamine Revit. Poate niște vin. Poate niște vin se desminește de pe teredos căci orașele. Șoferul a luat sticluța și a dat-o peste cap. În acel moment s-a auzit o bătaie în ușa autobuzului, iar șoferul a deschis. Pe scara a urcat un polițist, s-a apropiat de șofer și l-a întrebat. Grijă, mai niște șor. Vom veni dispersi la Chișinău și vor scurnească și mă trebuie să mă duc mai repede, că mă așteaptă la Zarea în Părilcă cu 10 curbi de la Dneac. Nu vor să se fute în curb. Pătre, ți-a ani sângele. Trebuie să iai ceva, măcar un pacavan. Șoferul se uita mut la de teredos. Băgăm una în buzunar și scoase un pacavan de la care aducea la acetonă. Ea gândi, știm că va fi vrut. Ieri cu alea au curmit cu niște inaplaniteni și inaplaniteni au încurcat planeta când s-a întors acasă. Polițistul a luat pacavanul și a strâns mâna șoferului. E bun, dar vezi că baba pe care e pălit urlă prea tare. Mă duc să-i spun lui Vania să vină să o duc de aici, că bine matire, vrei. Hai și sănătos, îți rezolv un prăhod la vancă, doi sași cu binschi de plan, dacă vrei. Dacă pot să mă treci și la Bulgaria, am două canistre de vin vechi. O ieșit din sloc și trebuie să-l vând. Cum ieșit din sloc? Ui, vă znaie, tu fost nănășorul pe la mine, l-am servit cu un stăcănaș. Dar el a intrat în comă, săracu șe de reanimație la Republicanscă, la secție Peridoază. Au rămas pe drumuri doi copilași, Gena și Leoșa. Femeia lui e la Zarabăt, deci Peter. L-a strâns uran. Pipi. A fost odată acasă, era strălucitoare, cu ochii albi și părul argintiu, pizdeț. Da, mari cuinea. E bun, dar hai că mă așteaptă cu mise. După ce polițistul a ieșit, s-a auzit o rafală de automat. Un bătrânel din autobuz a strigat. Iar rămăcesc vânzătorii! Ei, bog, am fost și eu la război din 2400, dar nici chiar așa. Șoferul s-a uitat peste geam și a văzut o tarabă cu chiloți și doi ceceni, vânzători îmbrăcați în militari. Se zvârcoleau răniți pe jos. Apoi, de după tarabă, au zburat două limonci și atunci șoferul și-a dat seama că trebuie să o rupă din loc. Șota nu-i gine aici. S-a gândit și a apăsat pe accelerator. Bătrânica cu puișoare înțepenită a strigat bucuroasă. Dați piciorașul de gazui! Că nu știi, dar mai să gudim! Călătorii au întins brațele cu mânecile răsfricate. Bătrânica a scos un pui din coropcă, i-a băgat degetele în gât și a scos o fiolă cu lichid tulbure. Un domn mai în vârstă, de lângă ea, a spus. Dai pomul cu babușca să rup eu ampula, hai că am staj! Bătrânica i-a dat fiola vecinului și a scos de sub scaun o geantă nu prea mare murdară de glodă. A deschis-o și a scos un mănânc de seringi ruginite, furate de la Republicană. De la secția Peridoază, într-o vară, când medicii s-au șârnit și nimeni n-a știut ce-i cu dânsul timp de o săptămână. Pasagerii însătați s-au întins după seringi. Între timp, fiola a fost deschisă, un pasager a întins un borcan de 3 litri cu acetonă și bătrânica a vărsat conținutul fiolei în borcan. Lichidul transparent din borcan a început să facă bule, s-a colorat brusc în albastru închis, apoi foarte încet s-a colorat în roz. Bătrânica a zâmbit cu dinții de argint și lichidul s-a făcut înapoi transparent. O pasager a leșonat din nerăbdare. Ceilalți cu balele la gură au început să zăpravlească seringile. Au strâns jguturile cu dinții, au dat ochii peste cap și s-au șârnit sincronizat. Șoferul s-a uitat peste umăr și a spus: Să dai jos cineva la Orhei. Nimeni n-a spus nimic, iar șoferul a continuat. Bun, dar burjoia îndrept spre Saturn. A deschis un căpăcel plasat lângă speedometru. Acolo era un buton verde cu litera S. Șoferul a strigat la pasagerii care deja erau în teredoaze crâncene. Bătrânica cu pui zăcea la podea și tremura cu spume la gură. O femeie cu doi copilași în brațe avea galiun și urla în gura mare. Copilașii cu tâmplele vinete de la injecții stăteau relaxați cu ochii tulburi și cu saliva picurând din gură zâmbărețe. Șoferul a spus: Uiți, Vani! Și a apăsat butonul verde. Din coastele autobuzului au ieșit câte 4 turbine murdare de ulei și înnegrite de multe raceuri. Turbinele au început să buiască, s-au aprins și cu un sunet infernal autobuzul Bălți Orhei Saturn Andromeda s-a rupt de pe traseu răzibit și s-a ridicat vertical în sus. La înălțime de 3 km, primele rezervoare s-au desprins și au căzut peste fabrica textilă Trandafir, unde toți muncitorii stăteau pe Cuzmici de 2 luni și nimeni nu mai lucra. Apoi autobuzul a ieșit din atmosferă și a agățat cu bandă o marșutcă Chișinău Pluton. Marșutca plină cu teledoznici în comă s-a răzvernit și s-a cuiernit într-un Icarus care venea de pe lună. În urma impactului s-a produs o explozie nucleară, fiindcă marșutca mergea cu plutoniu, iar Icarusul cu uraniu. Dar explozia n-a ajuns până la autobuzul nostru, fiindcă era deja prea departe. Șoferul s-a mai uitat odată peste umăr și a spus: Hai, da, mai! Și a apăsat un buton roșu pe care era litera F. Motoarele supermoderne cu fotoni au izbucnit și autobuzul a dispărut din câmpul de vedere.